Tot mai multe cazuri de coronavirus apar în rândul șefilor din administrația locală din țara noastră. Horia Balica, primarul investit din nou în funcția de primar, în comuna Izvorul Bârzii a fost depistat și el pozitiv. Horia Balica, primarul din comuna Izvorul Bârzii, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 în acest weekend. Acesta nu a făcut încă primele declarații, deocamdată nu se știe care este starea de sănătate a acestuia sau dacă atât familia sa cât și alți angajați ai primăriei au fost infectați cu SARS-CoV-2. Comuna Izvorul Bârzii se află acum în scenariul verde, rata incidenței cumulative COVID-19 la mia de locuitori fiind mai mică de 1,3%.